anul întâi eram foarte prost. Măi, da, de o prostie care era atât de... Sunteți criticul dumneavoastră, a spus la un moment dat, <laughs> apropo, și poate vom sublinia și această da. afirmație, când am intrat la facultate eram mic și peltic. A, nici, Acum... nici nu știi cât de peltic eram. Hai, dacă vrei să... Uite, o fac o demonstrație. Și ripiați cu glasul mic și nu te zici Eu așa vorbeam. Pentru că am realizat în timp ce făceam duș că nu voi fi niciodată cel mai mare actor român. Brusc, am avut această revelație, fermă, precisă, fără nicio umbră de îndoială. Tatăl a suferit, a fost arestat Tatăl, de către comuniști, bunicul s-a schins în Din cauza unui avort. Iar medicii de la filantropia n-au vrut să opereze. Pentru că securiștii stăteau la capul ei să o întrebe cine te-a îndemnat să faci avort. I-ați iertat vreodată? Poftim? I-ați iertat vreodată? Nu, nu pot. Eu nu iert. Întâlnirea mea cu Horia Popescu a fost genială. L -a anunțat Cameric, l-a anunțat secretarea camerii, am venit cu repartiția în mână și el, într-un târziu, s-a ridicat ochelarii ei care erau ca un fund de sifon, s-a uitat la mine cu, cu un dispreț care era creștea pe măsură ce mă privea și zice, nimă, apă, no, no, ne-ar trebui aici unul frumos ca persic, nu așa. Ce să Că am avut șansa, așa se cheamă carte, să mă întâlnesc cu cei mai mari oameni de teatru ai secolului 20. Uh, și nu așa, să au de vorbă cum stau cu tine. Am băut o sticlă de vin cu Jean-Louis Baro la Cârcivă. Uh, M-am întâlnit de două ori, întâlniri fabuloase cu Marcel Marceau. Am făcut școală cu Le Coq. Eram robul, ca să zic așa, al cortinei invizibile de lumină care separă scena de, de sală. Ca să faci teatru e foarte simplu, urci pe scenă și ești. Dacă nu ești în stare să fii, atunci nu mai urcă. Bine v-am regăsit la altceva. Astăzi vom pătrunde într-o lume dincolo de măști și vom pătrunde în lumea unui actor care a ridicat cel puțin o statuie teatrului românesc. Invitatul ediției de față consideră că atenaște actor nu e cea mai mare fericire. Dar a avea un actor ca domnia sa este o mare fericire pentru noi publicul. Vă întâmpin cu un bun venit, maestre Mihai Mălai Mare. Bine v-am găsit. Sunteți o fericire pentru noi, cu toate că vorbeați despre fața tristă a actorului. În general, de bine, ca să zic așa, să spui că clovnul are în spate o, o nostalgie și o tristețe uh, incomensurabile. Uh, e, e însă o, rea, o realitate că uh, artistul, uh, artistul de astăzi, mă refer la cel care are vârsta mea, uh, are toate motivele să fie, să fie foarte trist, mai cu seamă că e convins că artistul tânăr care, care Uh, cum să spun, cochetează cu, cu uh, orgoliul uh, gloriei uh, ieftine și rapide, va fi mult, mult mai trist când va ajunge la vârsta mea. Uh, am uh, făcut această meserie pentru că uh, probabil, probabil am, am fost născut pentru asta. Aș, am declarat de multe ori de alminte că aș fi putut fi. Și probabil că o fericeam pe mama, aș fi putut fi un foarte bun chirurg. Sunt convins de asta. Am, am o, o anume tărie de caracter în fața rănilor și a dezastrelor, pot pune mâna și pot îndrepta. Aș fi putut fi un foarte bun portar de fotbal. Am fost, de -al minter. Aș fi putut fi un senzațional, mărturisesc, jucător de tenis de câmp, dacă uh, aș fi avut uh, inteligența ca atunci când m-am întâlnit cu racheta să o fac prin intermediul unui antrenor. Uh, aș fi putut, dar aici e în totalitate vina mea, să fiu un violonist celebru. Ați urmat a... școala de muzică? Am făcut școala de muzică pentru că am vrut eu, pentru că am, am iubit Vioara, dar... Uh, din nefericire la vremea aia și n-a fost cineva lângă mine care să îmi deschidă ochii, am iubit mai mult mingea. Aș fi putut fi un profesor de istorie foarte bun. Cred că, cred că m-ar fi dat afară destul de repede, pentru că eu afirm sus și tare că istoria, așa cum, cum se predă în România, este falsă. Estificată. Este o istorie mincinoasă, este o, eu aș fi vorbit cu siguranță despre Pelaj, Aș fi vorbit cu siguranță despre existența pe acest pământ binecuvântat, de-al minte numit Grădina Mai Domnului, a unui popor, a unei populații care a expandat în întreaga Europa și în întreaga lume. Nu pot. Mă uit prin, prin librării și mă cutremur când, când văd istorici care, care au nesimțirea de a, de a vorbi despre, despre faptul că am fi venit de undeva. Nu, Domnule, noi ne-am născut aici. Acest pământ ne-a născut aici. Ne -am născut și din Este acest foarte pământ. adevărat că uh, e atât de minunat încât nici nu avem unde să ne ducem. Și în acest pământ în care noi ne-am născut, v-ați născut și dumneavoastră. Da. Într-un an, 1950, într-un satuc, în Botoșani, și Dumnezeu iată că a avut pentru dumneavoastră un uh, asemenea unui mare pictor un uh, drum de desenat și va desenat drumul din acel botoșan unde merii de pe dealuri cădeau peste dumneavoastră afirmați s-a născut marele actor Mihai Acum, Mălaimare. Mare Acum, veți cum era că... atunci uh... A fi cu O spun imediat, o mică paranteză. Uh, eram în anul 2 de facultate și uh, stăteam la cămin, un cămin vis-a-vis -vis de, de hotelul Nord. Și m-am dus am făcut duș și când m-am întors, colegul meu m-a întrebat ce e cu tine. Eram schimbat la față pentru că am realizat în timp ce făceam duș că... Nu voi fi niciodată cel mai mare actor român. Brusc, am avut această revelație, fermă, precisă, fără nicio umbră de îndoială. Probabil că pe fața mea se citea această, această dezbatere cu mine însumi și cu destinul, dar în același timp încăzuse părul. Eu aveam plete până pe umăr, eram, eram așa un eminescian cum ar veni. Probabil că a fost un șoc, cine știe. Așadar, ă, ă, gratularea cu, cu marele actor, dar poate că marele, cel mai mare însă mi-am dorit eu și n-a fost cazul. Spuneam că ă, în clipa în care părinții mei au aflat că, totuși a trebuit să le spun, că eram un copil cu minte, că mă fac actor, au, aproape că au căzut în depresie. Nici nu înțelegeau ce presupune această meserie. Nu, înțelegeam un singur lucru, că voi pica și că o să-i fac de râs în, în, în oraș. Nu, era, nu erau chiar fite cine, erau niște oameni, niște oameni care munciseră pentru locul lor, care trudiseră, erau și i-am asigurat că nu se va întâmpla asta, pentru că e, sunt de acord că e posibil să pic la proba eliminatorie, dar voi lua sigur la istorie, nu se pune problema. Și atunci am învățat pentru istorie în ultimul an, până la patru dimineața în fiecare seară, eram tobă de istorie. Istoria asta, așa falsă cum era ea, mă rog, o știam pe asta falsă, încercam să mai răscolesc din ce putea să-mi arate Iorga, atâta cât, cât a putut să arate și el. Și eram, am fost umplit de obosit. Probabil că a trebuit să intru la teatru ca să fiu salvat, pentru că dacă intram la istorie... De, o, luam, o luam pe câmpii uh, și sigur uh, a, am intrat la istorie fă, la, la teatru făcând lăsând în urmă o lume o lume de vis pentru că botoșani la vremea aceea e a, aproape că erau un sătuc uh, un sătuc însă cu niște bijuterii uluitoare, casele casele uh, vechi din botoșani, ale 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 boierilor din jurul botoșanilor erau și sunt și acum niște niște minuni. Pe de altă parte, bulevardul Vei Lenin era atunci și Eminescu acum e, e plin de de tei și tei sunt aceia care au crescut odată cu mine. În, în plus, liceul, liceul Laurian, care, care era, era, un, uh, un, fel de, un, fel de, memento că n-ai voie să renunți, că trebuie să, să te duci mai departe. Uh, domnul Holca a înființat școala de muzică din Botoșani, ceea ce a fost o chestie cu totul specială. I-am spus, mamei, merg imediat, trebuie să-mi cumpere o vioară. Am fost cu ea, am cumpărat-o Regin, Îl am și acum. Am avut inspirația să iau... Era bine, eram în clasa Cântați a cincea. Mai mângâiați vioara? Sau ați predat arcușul unuia dintre fiii no, dumneavoastră? Am, am, preda, am predat și asta, dar e, acum că am ieșit la pensie și că încerc să-mi organizez viața, vioara și trompeta fac parte din proiectele mele pe termen, pe termen scurt. Voi, mă, voi reveni uh, la, la vioară. Uh, știu că eram destul de dibaci interpretând largo-expressivul a lui Puniani. Nu e o mare, nu e o mare bucată teribil de, de performantă, dar are are o, o melodicitate și o duioșie fabuloasă. Botoșanii erau, erau la vremea aceea și o, o școală, dacă vrei, socială. Erau foarte mulți evrei acolo, erau foarte mulți armeni. Evreii au salvat la un moment dat teatrul și filarmonica din Botoșani într-un fel cum, cum doar Gandhi a izbutit să răstoarne colonialismul englez. Adică s-au adunat evreii cu toții în, în fața primăriei și au tăcut vreme de câteva ori. Era, deci, se punea problema mutării teatrului și filarmonice la regiunea Suceava. La Vă mărturiseam anterior începerii înregistrării faptul că socrul meu Ion Dichiseanu a fost repartizat A fost cu în toamna lui 1959 cu... la Teatrul da. din Botoșani da. și că am găsit o scrisoare trimisă în noiembrie 59 către sora care se afla la București și povestea că primul contact cu teatru locuia da. într-o anexă a teatrului din Botoșani povestea că este foarte frig, Așa. dar într adevăr menționa uh, Târgul uh, din Târgu uh, în care locuia, prin bunătatea uh, descria prin bunătatea comunității și da se referea și la, uh, și la comunitatea Evreia de astea. evrei, da. Uh, da, a, a, a însemnat un moment uh, teribil pentru pentru teatrul Mihai Eminescu din Botoșani. Ei au venit în corpuri acolo și uh, preda era era directorul teatru, și el un actor tânăr, frumos și a jucat tot ceea ce se putea a juca în materie de juni prim uh, și știu că a făcut a făcut câte, câteva spectacole despre care s-a vorbit multă vreme uh, după aceea. Uh, Botoșani cred că mă rog, oamenii mai în vârstă au și acum nostalgia întâlnirii cu, cu, generația lui. lui. S-a mai întâmplat după aceea, chiar din generația mea au fost vreo trei sau patru dintre colegii mei s-au dus, dus la Botoșani. Uh, sigur, era, era fabulos față de ce se întâmplă acum, faptul că aveai, aveai o repartiție, că te duceai undeva și puteai să mănânci. Era, era extrem, extrem de, de important. Dar orgoliu nu va a atras către scena celui teatru. Ba Niciodată. Da, eu, ba, hai, cum să nu. Toți patru ani cât am fost student, toată lumea știa că eu mă duc la Botoșani să fiu director și să, să schimb și să, să rup pisica în două. Deci nu s-a pus. Nu mi-a pus o secundă problema asta, ca să fii director trebuie să te numească cineva. Nu, eram convins că mă duc și rup, rup totul. Construiam proiecte, stăteam de vorbă cu. Dar uite, generația mea toată a. Am a dorit uh, reformarea teatrului românesc. Noi, noi nu vorbeam despre altceva la când, decât despre asta. Și găsiseră sumedenie de metode, unele mai iluzorii decât altele, pentru că în clipa în care am intrat în teatrele noastre, fiecare, am rămas trăzins. Nu, nu era nimic din ceea ce știam noi că înseamnă teatru. Am luat-o luat de jos rânind. Cum, cum vi-l închipuiați? Și ce ați găsit în interior? Păi, în primul rând, ne închipuiam în genunchi așteptându-ne ca pe păt frumos pe cai albi. E, și aveam și motive să credem, <laughs> pentru că eu, eu vorbesc de mine, eu jucam, jucam trei roluri imense la Casandra, cu un succes e, absolut fabulos. Nici nu am așteptat că ăștia n or să-mi dea nu vreun rol, ci nimic. Adică, întâlnirea mea cu Horia Popescu a fost genială. E, -a anunțat Cameric, l-a anunțat secretarea camerei, am venit cu repartiția în mână și el, într-un târziu, s a ridicat ochelarii ei, care erau ca un fund de sifon, s-a uitat la mine așa, cu, cu, un dispreț care era, creștea pe măsură ce mă privea. Și zice, Nima, apă, no, no, ne-ar trebui aici unul frumos ca persic, nu așa. Ce <laughs> să <laughs> <laughs> Și iar, iar, a zis, bine, du-te du la rale, să-ți să facă acturile. Asta e. Până la... <gângă> Dar se înființa, se reînființa Teatrul Național în 73, era clădire era gata, urma se, să fie reinaugurat. Da, se inaugura. Și am avut o șansă uluitoare că uh, i-au chemat pe ei bătrâni, toată generația Calborano, uh, compania a fost chemată să asigure uh, apus de soare. Și Marieta Sadova era... era nu mai am avut șansa să-i văd. Și nu numai să-i văd așa, trecând pe acolo, ca niște să fantome, să-i aud, să-i să 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 văd cum, cum munceau uh, Bota, Pintăștean, uh, 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 Elvira Godean. Uh. Olimpul teatrului românesc. E, 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 de, de, da, da, e, e de necrezut ce ce s-a întâmplat atunci. Uh, Cartea pe care o voi scoate acum la, la RAO, Teatrul Național, așa cum l-am iubit, vorbește tocmai despre acești trei ani, stagiatura pe care o aveam, care, spre deosebire de colegii mei care se repartizaseră în provincie, care aveau o țintă clară, Teatrul Național, eu eram deja în țintă, eram acolo. Eu nu aveam de unde să mă transfer decât dacă eram nebun. Erați liderul acelei generații, Am fost. o generație care, printre alte nume, S s le cuprindea pe nume, nume, doamnele Cezara Dafinescu, Cezara, Olga, Mateescu, Delia din Vale, Julieta Geo din... uh, Costiniu, Maria Munteanu de la, Cluj, la Cluj, de, de la Cluj, Florin Mircea de la, la Iași, uh, Sandu Bălan la, la Sibiu. Uh, e o generație care, care bon, a suferit acest prim șoc, uh, care n-a stat cu mâinile în sân, adică s-a zbătut S-a bătut? adică a noi am înțeles, e clar, nu mai pot fi director la, la Botoșan că sunt la Național. <laughs> Înțelesesc un pic mai dinainte că minte la repartiție am avut dreptul să iau ce vroiam eu, puteam să iau Botoșan, nu am vrut să iau. M-am dus direct la Național. Deci e se punea problema, deja ne-a fost foarte limpede că trebuie să ajungem ceva ca să ne putem permite reforma teatrului românesc. Și în 89 eram acea generație capabilă să reformeze. Teatrul Național. Da. A venit lovitura de stat care ne-a ne zdrobit inclusiv visurile legate de reforma Teatrului Românesc. Iar Teatrul Românesc, ca și țara, s-a prăbușit. Ați la Teatrul Național și, într-un interviu, evocați un tablou dintr-un miez de noapte, dintr-un august, nocturn, când pășiți pe scena amprentată de acea generație Era, era o, scenă, o scenă care avea, care avea uh, lemnul de, de, de pin proaspăt. Numai că generația aia uriașă călcase deja de vreo lună. Repetau La acolo. Practic toată energia pe care au adus-o cu ei. Pentru că generația aia a fost dată afară prin 63. Uh, Elvira Godeanu povestește chestia asta. Undeva uh, a venit uh, Zaharia Stancu, i-a adunat pe toți. A trecut, e, o, e o scenă filmică. Mă mir că cine aștie, nu dar să sunt. No, te sunt ocupați de altceva. Uh, S-a uitat la lung la fiecare așa. No. După, Zaharia Stancu era un, un monument, adică după care le-a zis, începând de azi, nu mai sunteți actorii Teatrului Național, pentru că veți fi scoși la pensie. Le-a dat câte un plic și a plecat. Și unii dintre ei au făcut depresie, unii s-au îmbolnăvit rău. Deci, readucerea lor la, la, deschiderea, la redeschiderea Teatrului Național a fost, a fost un fel de reabilitare morală. Le-a le dat dreptul Ceaușescu să să iasă demn la pensie, încă o dată. Ceea ce și au jucat, au rezistat bătrânii vreo, vreo 16, 16 reprezentații, a, rezistat Calvoreanu pe, pe scenă. Uh, eu însă, uh, paradoxal, nu duceam lipsă de, de, muncă. La, la Național am jucat în trei ani trei figurații. Una mai anodină decât alta. <laughs> Dar jucam, jucam un rol mare de tot la notara. Mă luase Rafael în, într-o piesă de la notara. Aici a dormit George Washington, al lui Boshart. Și jucam la Cassandra Mă, mă cooptase un, un tânăr regizor să joc uh, regele în, uh, în uh, Oamenii Cavernelor de William Saroyan. Și erau două roluri imense, două roluri mari. Aveam motive să fiu, să fiu bucuros. Dincolo de asta s-a mai întâmplat ceva. Ceva care mi-a asigurat liniștea parcursului meu, care n-a fost chiar extrem de strălucit la Teatrul Național. Dar a fost, a fost unul, aș zice, inevitabil. Adică am trecut ca trenul prin, prin, cum să spun, prin lanul de grup unde e o șină de tren. Nu m-a putut opri nimeni. Am am uh, avut șansa să să joc mult la radio, mult. Iar radioul este uh, a doua imensă școală de teatru pentru mine. Imensă, imensă, din toate punctele de vedere. Nu am cuvinte să, să laud uh, oamenii care au, au lucrat în radio și care, uh, uh, în, în felul lor, s-au ocupat și de mine. La televiziune era fel. Eram... Uh, eram uh, uh, aproape săptămânal la emisiunile, la emisiunile de, de satiră și umor și la un moment dat am condus chiar o emisiune pentru copii, adică o, o conduceam cu mână fermă, îmi dăduse mână liberă Ina Stărescu și practic făceam film acolo. Am, eu, eu am introdus pentru prima oară ideea de a face emisiunile pentru copii în aer liber, să filmăm, să facem film pe peliculă. Era, era o, un lucru extrem de interesant și asta mi-a asigurat, ca să zic așa, un nume. În câțiva ani directorii Teatrului Național și-au dat seama că, bă, avem un nume aici în, în teatru, așa încât în clipa în care Bibanu n-a mai putut să joace în Chirița, mod firesc Horia a sunat, mi-a zis vezi că s-a bolunzit Bibanu să joace mâine sară la, la mare, că eram în turneu. A fost o întâlnire cu destinul atunci? Pe, peste tot peste tot e o întâlnire cu destinul, um, am scris asta în șansa, cartea pe care mi-a scos-o Poliromul, eram, eram aproape de depresie, nu știu de ce dracu, și cum s-a întâmplat cu, cu artiștii, <laughs> și um, mi-a venit așa un, un, o idee, mă, necajise un prost, nu știu, și zic, stai mai puțin, dar eu sunt, de fapt am realizat că sunt un om extrem de bogat, de ce? Pentru că am avut șansa, așa se cheamă cartea, să mă întâlnesc cu cei mai mari oameni de teatru ai secolului 20. Uh, și nu așa, Au de vorbă cum stau cu tine. Am băut o sticlă de vin cu Jean-Louis Baro la Cârcivă. Uh, M-am întâlnit de două ori, întâlniri fabuloase cu Marcel Marceau. Am făcut școală cu Lecoq. Uh, M-am întâlnit cu Shaina, care s-a ridicat în picioare la... eram la piramide, luasă marele premiu la festival și șaina mi-a spus că a fost onorat să, să întâlnească trupa teatrului Masca și să mă vadă jucând. L-am întâlnit pe Fialca, marele Mim ceh, care era într-un într moment de, de, de criză personală teribilă, dar mă rog, a stat de vorbă cu mine. L-am întâlnit pe Sasha Polunin, celebrul Clovn și, mă rog, cel care a înființat lițedeiul la Leningrad, un, un tip un tip absolut uh, senzațional. Am întâlnit pe Peter Schumann, cel care a făcut în Puppet, care are uh, această trupă, are două tomuri, așa s-a scris despre, despre ea. Și uh, Peter Schumann m-a primit. Uh, ce faci Mihai? <laughs> Bine, îl informa sărăia că vreau să vă văd cu el și atunci el ca un om de treabă ce e, dar am stat de vorba, am patru ore de film cu Peter Schumann, n-are nimeni Sunteți în Sunteți și construcția acestor întâlniri, mari întâlniri. Ah. Cum să spun? Întâlnirile s-au petrecut, probabil pentru că trebuiau să se petreacă. Uh, eram într-un moment de dramă personală, majoră, uh, care putea să mă dea peste cap și am primit un telefon mâine vă așteaptă uh, tovarășul rector la facultate. Apar nu aveam cine, că noi eram, da, eram, eram paradiră. Și m-am dus la facultate și era Cotescu. Cotescu care constătean din Dorohoi. Și zice, puiule, am văzut aseară umblând ca nebunul pe bulevard. Ia ia vin încă. Vă zice, dacă vrei să scapi și să trăiești, trebuie să muncești, nu să umbli de pe stradă. Și m-a dus într-o clasă și m-a să l vedeți, ăsta e actor la național, din clipa asta e profesorul vostru. Am, am fost profesorul lor, dar cine, întrebarea e ca, bă, e vorba de destin, cine erau ei? În anul întâi eram foarte prost. Măi da, de o prostie care era atât de... Sunteți criticul dumneavoastră, a spus la un moment dat, apropo, și poate vom sublinia și această da. afirmație. Când am intrat la facultate eram mic și peltic. A, nici, nu, nici, nu, știi cât de peltic eram. Dacă vrei să... Uite, o-ți fac o demonstrație. Și ripeți cu glasul mic și nu te zici pituliș. Eu așa vorbeam. Și uh, era, eram foarte prost. Uh, defectele de, de, dicție nu se repară ușor. Am dormit doi ani cu creionul în gură. Și os de găină. Și os de găină. găină. Păi era mai bun ăla că în creionul îl rodeam. Osul de găină e mai greu. Și nu mai aveam timp de, de actorie. Eu eram disperat să-mi refacă moni spusese că mă dau afară. Și um, jucam, nu știu ce dracu. O scenuță. și eram, eram, eram iar unul din, din profesorii din institut era și el la repetiție a zis nu vrei să rămâi cu mine de seara în institut? Eu sunt de gardă, mai stăm de vorbă. ah rămân. Și m-a învățat, m-a învățat monologul interior. Am învățat cum să apelez la, la, lumea mea interioară, cum să o folosesc. A fabulos. A doua zi eram, să rătrăzniți profesorii mei și colegii. Nu, nu, le venea a crede câtă schimbare într-o singură noapte. Cum se coboară în interior? A, e, e, e greu să spun, ridici interiorul în lumea în care ești. Ca să faci teatru e foarte simplu. Urci pe scenă și ești. Dacă nu ești în stare să fii, atunci nu mai urca. Construiește o hologramă, ai, îți aduci lumea acolo, sigur, ai pe colegi, ai decorul, dar pe lângă astea ai, ai lumea în care tu te miști, de la care te hrănești. Și atunci, practic, fiecare repetiție, fiecare spectacol, pentru mine este o, o întoarcere în, în timp și o, 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 o trăire teribilă, o retrăire teribilă a, a, a anumitor momente din, din viața mea. Și cine era profesorul ăla? Era profesorul acestor studenți pe care îi preluam eu, care fugise în Suedia, Petrică Vasilescu. Păi tu că nu e un destin în toată istoria asta? I-am și scris lui Petrică Dumnezeu să-l ierte, și am spus că i-am preluat clasa, că să-l felicit ce, ce, buni studenți a, a construit și a, a lăsat. Păi mai e ceva. Uh, uh, Tavi, Tavi a, 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 văzut, eu pusesem la clasă cu ei eunucul de Terenți. I-a plăcut foarte mult lui Tavi și l-a chemat pe Besoio, care era director la, la Bulanta și a zis, voi, uite, uite și tu la ce fac ăștia. Și Besoio a, a, a a, a cumpărat spectacol. Ne-a dus la, la Bulandra, am jucat la Grădina Icoanei, într-o stagiune am jucat 100 de spectacole. Nici nu sunt atâtea zile, că am jucat și câte două, trei pe zi. Era, a, fost, a, fost, un boom, a fost ceva, ceva uh, fabulos. Ba, unde am mai rămas? Așa, dacă mă lași, vorbesc două zile. La aceste mari întâlniri, și o întâlnire a fost și în clasa 5-a, o mare întâlnire, când a simțit pentru prima dată uh, vi se îndreaptă a, drum Într-a a, a, a fost așa. Cu acel goguță. Uh, da. Diriginta mea care era uh, uh, doamna Jijie Paula uh, era o femeie planturoasă, mare de tot așa. A zis, uh, mi-a dat mie să joc într-o scenetă, că obișnuia așa. Uh, goguță și o colegă de-a mea era mama și mă rog, am jucat. Și ea a decis, bă, tu ai să fii actor, gata faptul că, că o, un om zice atât de ferm, atât de <laughs> nu știu de pe ce se baza aia dar zice aia cu o, cu, o, cu o precizie de diamant care taie sticla ești actor și cu asta ai terminat dar se mai întâmplă ceva eu am plecat de la național pentru că uh, drumul meu părea să fie alt uh, Lecoq mi-a deschis mintea și am înțeles că uh, zona uh, teatrului de gest, de mișcare și mai cu seamă zona, zona teatrului stradal se constituie în, în soluția mea de discurs teatral. Păi eu, Goguță, l-am jucat numai pe stradă. Nu e, nu e glumă, adică uh, jucam la, la orășelul uh, copiilor de, de, de Crăciun, de, de iarna. Și tu de câte ori am căzut prin, prin bălți, prin mizerie, nu pot să spun. Deci întâlnirea mea cu teatru de stradă s-a petrecut încă de la 12 ani. Deci, Ați debutat pe stradă? Am debutat pe stradă și o să și la și pensie, am ieșit la pensie de pe stradă. E mult mai greu. Unii nu admit teatrul non-verbal. Susțin că teatrul trebuie să exprime cuvinte. Dumneavoastră sunteți un încăpățânat spuneți nu, la început nu a fost cuvântul așa cum spune Ioan în Evanghelia lui, ci a fost gestul. Îl contraziceți pe dar Ioan? Era în, în, îl contrazic ferm și, de fapt, cred că și el, el uh, 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 nu era chiar foarte ferm. Nu se referea la faptul că, că e, e o formă de comunicare de vorbită. Uh, dar în 92, uh, când ăștia tot încercau să-mi distrugă teatru, am, am, ieșit cu actorii și eu și Anca am zis, hai să ieșim cu actorii pe stradă. Facem o paradă, ceva, adică să, să, simtă că suntem și noi. Eu îi obligasem pe actori să învețe la instrumente de suflat. Găsisem pe unul la sindicat care avea multe de instrumente de suflat pe acolo într-o magazie, mi le-a dat mie. Ați anticipat fenomenul Vuvuzela. Da, da. <laughs> Mi-a dat instrumentele, le-am le reparat cum am putut și am început să cântăm. Și am ieșit pe stradă, am trecut pe la notara, la notara se deschide geamul, era Mașec, director. Mihai, nu există teatru fără cuvinte? Ba, există! <laughs> am spus eu și am cântat sub geam cu, cu trompetele cât am l am zăpăcit, a închis, a închis ușa. Uh, uh, da, publicul românesc este încă uh, tributar, e conservator, îngrozitor de conservator și uh, într-o oarecare măsură înapoiat. Îi place să, adică, se mișcă greu. Nu, nu se lasă urnit greu. Nici măcar tinerii. Știi că ceea ce le oferă ei acum, toată generația asta care joacă la spectacole de două scaune și o masă, nu face decât să le ofere ceea ce vrea publicul. Adică nu le ducă, nu-l nu, -l, nu -l construiește. Beligan spunea, bani, e o artă să fii spectator. Spectatorul de teatru trebuie și el Antrenat. antrenat, trebuie să fie cu cult, sprijin. trebuie să fie educat. Nu poți să vii la teatru ca un mârlan în Adidas și, uh, și nu numai asta, că dacă Adidas, și ai vii cu Adidas, nu nu e o problemă. Bă, dar nu poți să nu citești piesa aia pe care te duci să o vezi. Sigur că mult între Shaorma între și, și Shakespeare, e totuși o, o distanță imensă și e mult mai greu să iei un volum de Shakespeare decât o șaormă, care și e și gustos. Uh, dar, uh, mai mult, eu am respectat acest tip de, de uh, indolență a spectatorului român și am, am, construit și pentru el. Eu am fost fericit când Văcăroiu m-a salvat din, din uh, marasmul în care mă plasaseră uh, Ministrul Culturii și a lui, în sensul că, dumne, pleșu, a înființat Teatrul Masca, de al Dracului fără sediu, așa scrie. Să înființați Teatrul Masca fără sediu. Ok. Iar îi la alți, cărora le aduceam sedii peste sedii, mi le furau. Și în secunda în care Ministerul Culturii s-a făcut părtaș la ticăloșia de, de a am fura sediu, am ieșit, am făcut grevă în fața guvernului. O două săptămâni în octombrie, nu era glumă. Jucam în fiecare zi la ora 13 un spectacol. Și a venit, a trecut pe lângă mine Stolojană. Dar într-o zi primea, vine un tip în fugă de la guvern și te, te cheamă, domnul premier. Mă duc acolo, păcăroie. Și cu tine mă destai în drum. Dacă n-am unde, cum n-ai? N-am. Dacă e și a zis, nu. Mâine dimineață, la cât venim noi? La 9. La 9 o să-mi dai să semnez sediu pentru ăsta. Bine. Ce te descurci? E ce sediu vrei? Am fost prost că nu i-a zis Teatrul <laughs> Național. <laughs> i-a zis, de ce îmi dai aia, iau? Și a doua zi, când a venit, el între timp și-a făcut selecția, uh, îl căutase pe Pizza, cred că era șeful. Uh cinematografiei românești la vremea respectivă, pița i-a dat un cinematograf părăsit, pacea din, din militari. Mi-a zis, îl iei pe ăsta? Sigur. Că. Atunci s-a născut ceva ce eu regret acum că am făcut. În sensul că mi-am zis, păi mi-a pus Dumnezeu una în cap. Un teatru în cartier este ceva fabulos. Zic, să, urnești comunitatea asta, să, să, joci pentru ea. Asta. Și atunci am spus Ancăi, Facem și spectacole de vorbe, nu putem. ca să poți să-i aduci pe aia din blocuri, în curtea teatrului, trebuie să le dai totuși ceva ce ei înțeleg și pot să asimileze mai, mai ușor. Și am construit degeaba, n-au -au coborât din bloc, pentru nimic în lume. A venit unul după vreo șapte ani și mi-a zis, știți, eu locuiesc peste drum. Zic, mai bine nu îmi spuneai că aș vrea să te troznesc. Zic, eu mă chinuie aici de, de, de ani de zile ca, ca hoții de cai cu voi, că voi vă doare în cot. Deci am pierdut ani, ani, Cu ani la rând. gestația teatrului Masca? Ați fondat în 1990. În 1990, dar sediul în sine l-am avut în 90, gata în 97. Am, am, stat în, pe șantier, că n-am vrut să plec de acolo, am stat pe șantier într-o baracă de șantier. Acolo era biroul meu. Și repetam, repetam în teatru, în frig. Dichiseanu zice că era frig, el nu știe ce frig aveam eu într-un teatru care, în care erau și muncitorii cu, cu târnăcoapele și cu asta. Și, nu, și nu Dichi n-a avut șobolanii pe care i-am avut eu în, în, în teatru ăla. <laughs> Povesteați -te, într-un interviu că erau și cât, cât pisici <laughs> de mari, da. Dădeam da, după ei cu bâtele. Paradoxal, această situație va apropia și de public, pentru că ați ieșit în stradă. Da, am jucat. în clipa în care am ieșit în stradă a fost un de fudră. Uh, aproape că, nu că aproape, mult sigur, -am, am putut să răspund la întrebarea eternă, un fel de to be or not to be a, a, a actorului de ce m-am făcut actor pentru asta. Ca să joc, să joc pentru ei. Că uh, e, lor le-a păsat sau nu, mine nu mai interesează. Uh, deși deși le-a păsat cu certitudine pentru că ceea ce se vedea în ochii spectatorilor noștri care de pe maidanele bucureștilor de la început nu n am avut și n-am simțit niciodată cât am jucat la Teatrul Național chiar și în roluri și în roluri mari. Breasla însă m-a înjurat adică am primit telefon într-o noapte de la un actor important care îmi ziceva Mihai tu Îți bază, joc de breasla noastră, ne faci de râs, te duci și joci acolo unde scui pe ăștia. Și eu am tăcut din gură, l-am lăsat, -am lăsat în pace. Dar acele locuri erau sfințite. Dar, dar acum, acum acuma... descoperă cu imensă bucurie toți. Vai ce minunat este să joci în, în aer liber. A, unul nu și-ar aminti că primul care a jucat în aer liber e mai mare și teatru masca. Adică asta, asta e mai greu. Dar am, am jucat cu actorii în mod... În mod ca să zic așa, simbolic, pe locul postului Teatru Național, acolo unde acum e porticul desenat de Romeo Bela la hotelul ăla. Am jucat un sfert de oră, nu mai mult, pentru că mi-era frică. Iar eu, totuși eram pe veneam de la Teatru Național, adică eram, eram robul, ca să zic așa, al cortinei invizibile de lumină care separă scena de, de sală. Ce Era, oameni, Oamenii erau, erau fascinați, erau tulburați. A fost teribil. Un țigănuș zice, bă, nene, zice, cum ai venit cu toate hangarele astea? În spate, mă. Ce vorbe noi? Ia 10 lei de aici să iau un taxi, de o dracu, din care joci așa, bine, grozav, vii cu astea în spate. Tu, un un, 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 O, formă o fi de om de afacere fost, acolo, eu o știu. O formă de apreciere. Formidabil. Cum nu întâlniți întâlni pe o scenă. Ei, după ce a venit Anca la conducerea teatrului, după ce m-au dat ăștia afară, am avut norocul să-i să fac să înțeleagă că trebuie numită ea pentru că ea a înființat teatrul de fapt împreună cu mine. Cu fundator. Sigur că Anca a decis clar, gata, aruncăm vorbele și ne reîntoarcem la, la stilul nostru, numai că a fost mult prea târziu. Eu am 70 și, cred, trei de ani acum fac în august. Uh, Nu-mi e rușine ce spun acum. Uh, am o imensă apreciere față de barba, o din teatru. O imensă apreciere față de mnuștii și uh, cartușerii de Vincent. Masca e la fel, poate chiar mai tare. Nefericirea noastră este că ne-am născut și am muncit pe români. Ați fost împinați cu ostilitate încă de la început? De la început și de toată lumea. Când făceam uh, greva în fața guvernului, actori mari și mici. Caractere mari și mici. Mici. <laughs> Dom'le, mergeau pe stradă, ne vedeau și o coleau. Colegii dumneavoastră. Colegii mei. A trecut unul. Cu excepția lui Caramitru, care a venit, a schimbat niște vorbe cu noi. La rest, nu. Nici o problemă. N-au îndrăznit să se ia de mine. Era mai tare în gură și uh, mai e ceva. Uh, eu n-am uh, multe. Nu-i dus la biserică prea, prea multe. Îi urcam pe scenă lângă mine. Îi invitam să joace cu mine, să vedem. Ne băteam în, în săbii și în paloși. Atunci, probabil că n-au îndrăznit, dar e, nici nu m-au mâncat de cur e, foarte tare. Au aplicat însă o metodă genială, trebuie să recunosc. E, a fost mult prea târziu când mi-am dat seama, ca să mai repar ceva, dar m-au ignorat. Ignorarea e, e teribilă. E teribilă. Adică, ei au aplicat sistemul, dom'le, are valoare cine zicem noi. Basta, basta. Păi să-ți dau un exemplu. Eram în, în prim moment de, de mare entuziasm. Veneam de la, din Franța și eram în Ungaria și primesc un telefon de la e, Ion Cristian. Era directorul teatrului din sa, Satu Mare. Păi Mihai zice nu vii cumva pe la mine, la, am un festival, hai să jucați și voi aici. Eu nu m-am prins întâi, că de fapt lui lipsa o trupă și avea nevoie de unici. S-a gândit la mine, ok, e regulă. Eram, eu, eu, conduceam microbuzul, că nu aveam șofer, nu aveam mașini, nu aveam nimic. Și zic, le zic că actorilor, bă, hai să ne oprim la satul mare, ne cheamă ăsta, hai, ne oprim. Noi fusesem în Franța cu uh, uh, medievale, un spectacol ala, Lanca, e fabulos. Și ne ducem la Cristian. și <coughs> zic, băi, noi în Franța am jucat la stări foarte mici, așa, cu publicul în jurul hai să jucăm pe scenă. Deci tragi cortina de metal și jucăm pe scenă acolo, sută de oameni, e perfect. Cum vrei tu, zice. Am aranjat decorul și deci ce ne culcăm. A doua zi eram uh, chitit să, să ne facem simțită prezența. Iau actorii, iau instrumentele, mă duc în cerc și începem să tragem niște cântări. am vreo cinci cântece. Mergând îmbrăcați, nu știu ce, am ajuns la teatru. Multă lume se ținea după noi. Uh, ne ducem, mâncăm, ne culcăm un ceas, venim la teatru și Cristian îmi spune voi, s-au vândut 800 de locuri, nu poți să joci pe pe scenă. Bă, Cristi, nu pot. E un spectacol. Așa l-am construit. Nu pot să joc la, la 800 de oameni. Aici. Bă, nu, nu. Oamenii sunt în sală. Și-a ridicat cortina. E <laughs> rog. în sfârșit. Am jucat, a fost, a fost delic, tulburător. I-am și spus Anca, zic, cred că e bine că am venit, că uite, ai luat, cred că ei marele premiu. Nu numai că n-am luat niciun. Cronicarii români n-au scris deloc că am fi trecut pe-acolo. Cu ce i-am jignit? Că am, -am, am, am rupt sala în aplauze? Că am jucat cu toată puterea mea de, de fost actor mare și țapă la Teatrul Național? Îi supăra faptul că un, un teatru nou cu se născuse? Dar vorbeam text, era text, adică nu, nu făceam pantonimă sau gest, nu îi vorbeam încă. Deci, n-am să înțeleg. Anca zice, bă, ăștia te-au urât de moarte, zice. De fapt, te-au te urât de ceva. I-am înțeles mai târziu. De ce? La început era de, de mirare de ce să mă urească, pentru că nu nu le oferi să motive, din, din contră, zice. A când am intrat în PSD, da, după aia m-au urât. Adică, uh, toată gașca actorilor a considerat că PSD-ul îi pute și că niște comuniști și niște jeguri și când am intrat în național în PSD mi s-au închis ușile. Adică la radio nu m-au mai chemat înțelegi? A fost prețul pentru cele două mandate de deputat? Da, da și prețul se continuă. Nu mă mai cheamă nimeni la radio nici acum. Deși sunt în glas și pot să. și dincolo de asta, ce știu eu, nu știe nimeni. Dar. Nu le cădeau galoanele să se ducă să pupe mâna lui Năstase și lui Ilios Deci, când am, când și am se scos. beneficiile. Sigur, când am fost, fost benefici. când am propus legea teatrelor, o lege care ne scotea de sub codul muncii, pentru că noi suntem și acum considerați prestatori de servicii Ceea ce între noi fie vorba, asta merită. Dar eu propuneam o lege, nu numai că o propuneam eu, lucra și, lucrau și liberalii, lucrau și democrații la ea, adică și asta îi jignea și mai rău. Îi jignea pe pesediști acum, adică mă, mă urau toți cu desăvârșire. <laughs> și uh, s-au dus, s dus cu, cu jalba în, în, în băț, uh, la Iliescu și i-au pupat mâna și i-au pupat clanța la Cotroceni. Uh, și Iliescu, uh, uh, domnul Iliescu a zis, bă Mihai, N-am ce să fac. Au venit ăștia, colegii tăi, și nu-ți nu promulg legea. Și eu i-am zis, nu, nu promulgați, dar eu vă trimit a doua oară înapoi la fel și o să o promulgați, că nu aveți încotro. Bine, zice, trimite-o. Și i-am trimis-o. Și i-a dat-o lui Răzvan Teodorescu și i-a zis, Răzvan, închide-o. Bă, concertar. Și Răzvan a închis-o. v au surpat proiect. Sigur că da. Sigur. Dar cine? Niște găinari niște niște figuranți zgomotoși niște da dar aminte vreau să zic care îl înjurau pe Iliescu care îl înjurau pe Năstase. Înțelegi care care erau erau virulenți în atitudinea uh, lor împotriva neocomunismului uh, cum era considerat PSD-ul. Aș vrea să-i văd acum. Nu mă interesează ei și vorbesc despre ei pentru că îmi permit la vârsta mea. Dar să-i văd acum uh, psd lor au bătut mâna cu liberali. Dumneavoastră <laughs> Ați militat în permanență pentru drepturile actorilor. Și găseam la un moment dat că într-un an în care nu ați avut încotro și ați fost în Comitetul Central al UTC, spuneați dumneavoastră, eram cel mai bătrân și nimeni nu accepta, și tot pe mine mă alegeau. Atunci v-ați bătut pentru ei, pentru actori, colegii dumneavoastră, să obțină locuințe. Păi să aibă la, acces, ca la... să fii secretar de UTC la Teatrul Național În primul rând asta era Dom'le, îmi trebuie frigider De la Berigan, Berigan mă trimitea La, la Petrus, care era șeful sindicatului Sau la uh, uh, La Puiu Cristescu Hai bă să-l ajutăm pe ăsta că îi trebuie frigider Sau îmi trebuie o casă, sau îmi trebuie un doctor Îmi trebuie niște medicamente uh, oamenii, oamenii uită, dar, dar Berigan n-avea -avea liniște Nu mânca până nu rezolva uh, Lucrurile astea uh. V-a mulțumit cineva vreodată? Nu. Nu, dar nici n-am așteptat. Nici n-am așteptat. Eu am, eu am făcut lucrurile astea uh, din convingere, nu, nu să-mi ridic uh, vreun piedestal. Iliescu mi-a zis, nu te du, te pun deputat, dar nu te du la Votoșani, acasă. Și tu mi-a zis, are vreun sens să fiu deputat în altă parte? Dacă nu mă duc la ăștia, e mei acasă, unde să mă duc? La Giurgiu? Dar nu sunt nici în mânecă. Și dacă m-a înjurat cineva mai abitir în viața mea și fără să pot să le răspund, au fost botoși Au fost ziariștii de acolo, au fost oameni de acolo. Oameni care n-au înțeles nimic din ceea ce am vrut eu să fac. Dar, dincolo de asta, ce mă bucur acum când mă duc la Botoșani este că ceea ce am făcut eu acolo pe, pe pietonal, de exemplu, se întâmplă. Deci, acolo se petrec spectacole. Acolo Acolo să petrec întâmplări culturale și e, e fabulos. Am regretat mult că m-a dat orgoliu afară din casă și nu mi-am călcat pe demnitate, ca să zic așa, deși ar fi meritat. Acolo a fost un moment de, de cotitură și în, în viața mea de politică în care m-am simțit jignit așa că Că n-au înțeles nimic din ce, din ce le-am spus. V-ați mai întoarce în politică? Nu. 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 Eu am intrat în politică așa cum am intrat în teatru. Serios, temeinic, convins că e locul meu și că, că pot să fac ceva. Dar, băi, dar intrarea mea în politică este fabuloasă. Dacă am să fac fiind vreodată, cum s-a produs secvența asta, o, o, să, o să fie. Mă sună. Mă sună... A, acum scapă numele acum. S-a ocupat de, 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 politica, de politica de cadre în, în PSD. Octav Cosmâncă? Cosmâncă. băi, mi ai. M mă, știa de la UTC. Ia vină că să intri în partid. Mă duc la el. Bă, trebuie Bă. să intri în partid. Ce să mă atâta? Noi trebuie să aici trebuie să facem să... Bine. Băi uite, avem Consiliul Național peste o săptămână, vii acolo, te băgăm în Consiliu, te alegem frumos, și mai încet, ai fi deputat. Deci totul era organizat. Și mă duc eu, era, era la Odeon, să -ți. Și mă uit pe biletul care mi l-au dat. Săteam stăteam în loja principală, una din lojele stânga-dreapta la intrare. Intră acolo era uh, Cati, care urma să fie Ministerul Educației, mm -hmm. Ministrul Educației, și mai erau câțiva din ăștia mari de la de la PSD și eu. M-au primit uh, foarte deschis, foarte drăguț și tu bie, m a așez pe scaun fără să văd că scaunul ăla avea un picior în gol și mă duc cu crace în sus Înțelegi? Să deschid ușile alea de la, de la loja <laughs> și eu, deci mă izbesc, bang, cu asta de perete. Stai, și era, holul era plin de psd pesediști care au rămas trăzniți că unul se dădea cura în cap. <laughs> înțelegi, asta era premonitoriu, <laughs> ca să zic că drumul meu PSD, te duci de berbelea. <laughs> Nu ați privit acest semn nu, în dar, profunzimea -am fost lui. în stare da, să da, înțeleg. Da. da. <laughs> da. Dar. Uh, nu, nu m-aș mai duce pentru că. Pentru că. Uh, deși. Dacă. De, în clipa în care în care uh, l-au omorât pe Ceaușescu și țara asta uh, trebuie să tragă în continuare toate belerele posibile pentru că a permis ca un om vinovat, fără doar și poate, să fie omorât în zi de sărbătoare creștină. 25 de ani. Cu, at cu atât mai mult, dumneavoastră, chiar nu vi se poate reproșa faptul că ați fi nostalgic în condițiile în care tatăl a suferit, a fost arestat da, de da, către comuniști, da, bunicul da, s-a stins în urma colectivizării. Din cauza, din cauza unui, unui avort. Iar medicii de la filantropia n-au vrut să opereze. Pentru că Securiștii stăteau la capul ei să o întrebe cine te-a îndemnat să faci acolo. I-ați iertat vreodată? Poftim? I-ați iertat vreodată? Nu, nu pot. Eu nu iert. Uh, uh, nu iert, mai cu seamă că... Uh, nu, am de ce. Principiul ăsta creștinesc, întoarce și obrazul alt, nu ține la mine. Eu, uh, eu nu mi-am făcut obrazul, adică nu mi-au făcut alții obrazul. Eu am muncit pentru el. Uh, Atunci... Ați fi urmat dumneavoastră să fiți anchetat. Păi da. Nu? Numai că a și intervenit fost, Nicușor a intervenit Nicușor. Nicușor l-a înjurat pe, pe, pe procurorul șef al, al, al României. M-au lăsat în pace, că vreau să mă aresteze. Uh, dar una e una, alta e alta. Dacă ești o țară un popor creștin, ortodox, care ai, ai vocația iertării, a, a înțelegerii măcar, nu poți admite să faci, să se facă o crimă în numele tău, să era în numele poporului făcută, o crimă în zi sfântă. În ziua Crăciunului. Nu se poate așa ceva. Noi, noi încă n-am ajuns, țara asta poporul ăsta, din cauza acestei crime, n-am ajuns încă pe fundul acului. Credeți că ne urmărește și astăzi? Sigur că da, sigur că da. Păi, n-am fost în stare 33 de ani. Dar aprindem o lumânare. O lumânare atât. Nimic. Nu statuie. Am ridicat statuie aviatorilor americani care au bombardat București. Bun. Și foarte bine. Cu ce foarte bine. Consecințe dar să aprindem o lumânare de... pentru cei 2942 de oameni omorâți de americani și de englezi într-un bombardament criminal și inutil din punct de vedere al războiului N-am fost în stat. Eu am făcut un spectacol care s-a numit Gara și l-am jucat exact pentru că mi-am dorit, mi -am dorit ca fiecare spectator să fie o lumânare aprinsă pentru acești nefericiți de români, mulți dintre ei copii, copii basarabeni care stăteau în vagoanele trase în triaj ca să, să plece a doua zi în Oltenia. Pe toată calea Griviței a da. fost acel măcel până la Palatul Regal. Iar românii, românii au așteptat pe America. Și americanii au venit. Ce ascunde în spatele măștii un clov? Am, am încercat să, să sugerez un posibil răspuns la întrebarea asta în, în, una din cele trei cărți pe care mi le-a scos Rao până acum. Actorul, bufonul și Să mai eram la Botoșani, aveam, eram în clasa 5, cred. Și mă duelam cu prietenul meu, văzuserăm Cavalerii Teutoni, ne făcuserăm coifă. Mă, făcuse mm -hmm. mă duelam cu el, cu Marcel Bejena. Un moment dat, ca în filmul lui domnul. lăsăm săbile în zăpadă și alergăm la poartă, o gira pe, pe stradă la noi, pe Mahala, o gira un elefant de urc. O mașină pe platforma căreia erau niște instrumentiști care cântau. Una niște clovi colorați care făceau oameni, babele care își făceau cruce. Era un circ care își făcea reclamă. Veni să-l și tulburat așa de, de ineditul întâmplării, am închis ochii, nu știu, cum. când m-am trezit, Marcel nu mai era lângă mine. Și a dispărut, a fugit cu circul. L-am întâlnit după 20 ceva de ani la Teatrul Național, culmea, eu montam clovni, el a venit și mi-a zis, mai este, vreau să mă fac clovni, uite, în orice caz, unul din mari Clovni ai, ai Circului Românesc, a jucat foarte mult în străinătate și care. A mar Marcelino. Marcelino. A murit cu mine, Legendă. vorbind cu mine la telefon. Uh, uh, el, el e povestea principală în cartea Actorul Bufonul clown. Un, un clovd se naște, nu se, nu se construiește. Se naște. Și se naște ca o, ca o uh, răsplată sau ca o pedepsă. Uh, ar fi putut fi Marcelino, ca și eu de amintele, ar fi putut fi niște oameni normali. Nu ne-a fost dat. Uh, am fi putut, pe de altă parte, sigur, să fim și niște oameni uh, loviți, loviți teribil de, de viață și am avut fiecare dintre noi șansa uh, scenei a, a rampei, a luminilor, a gloriei, câtă, câtă este ea, <coughs> așa încât în spatele unui, unei măști de, de clov, uh, unii ar fi tentat să spună tristețe, alții, eu spun că se se întrezărește, se găsește uh, orgoliul lui Prometeu, acela de a-l înfrunta pe Zeus și de a da uh, flacără oamenilor. <coughs> un, actor, un actor, un artist este un apostol el, el nu va înceta nicio secundă să, să vorbească și să gândească ca Ion, ca Ioan în pus. Spuneați că un actor este și un șaman. Este, pentru că mijloacele pe care le, le are el la, la îndemână nu sunt ale firescului. E, e greu să vorbesc despre asta pentru, pentru niște uh, oameni care n-au cum să înțeleagă, dar noi lucrăm cu energii subtile uh, pe scenă și pentru mine, cel puțin fiecare spectacol uh, a fost uh, uh, ca un fel de adio, cum spuneam înainte, îmi luam la revedere de la nevastă, de la copii, de la prieteni, pentru că nu știam dacă m-am mai întors, dacă mă întorc. Ei bine, m-am întors, dovadă că nu sunt eu ăla menit. Cât lasă un actor pe scenă și cât duce mai departe cu el dincolo de scenă, dintr-un personaj? Sunt personaje care vă însoțesc și astăzi, poate nu, toate, Simo? Mă, toate, toate, mă. Nu există, nu există să te părăsească. Simo, Simo s-a născut în primul rând dintr-un scandal m-am -am revoltat împotriva lui Gonța, regizorul care mi-a dat un rol pe care nu-l vroiam. Îmi dai mie un rol de bătrân, că eu rolul servitorului vreau să-l joc, un fel de arlechino, așa. Gonța mai înțelept și mai bătrân decât mine și mult mai înțelept și un regizor adevărat a, a lăsat să se scurgă clipa de, de, prostie a lui Mărai Mare și a continuat cu mine am avut șansa să joc un rol fabulos, să-l joc de 700 de ori în diverse colțuri ale, ale lumii și a fost senzațional. Nu, ele toate rămân. De -aia, de aia, și capacitatea actorului de a, de a impregna de, mirosim a bucurie de, de, a juca. E un miros special al, al actorului. și lăsăm lăsăm, lăsăm urmă pe unde, pe unde ne ducem. Asta e clar. Iar uh, <coughs> rolul e un fel de iederă. Uh, urcă pe tine și te îți soarbe energia. Îți Problema actorului este să-și găsească continuu rădăcinile și să le, să le înfigă cât mai adânc în, în pământ al Mor sufocat de personajele astea. Uh, de -aia scriam în carte, acum m-am revoltat, dar știi cum e? Eu fac, fac, revolte din astea. Era un banc genial pe vremea lui Ceaușescu. Spunea unul că, domnule, zice, eu m-am dus în fața Comitetului Central și m-am pișat pe Ceaușescu. Cum ai? Cum e? ai? Păi, nu m-am deschiat la șliț. <laughs> <laughs> Așa și eu mă revolt în, în carte împotriva actorilor care sunt funcționari teatrali și care vor, grație acestui cod al muncii sub care le place să trăiască, să aibă două zile libere. Păi bă, frate, pe mine, deci eu, cum ar veni, dacă să zicem că accept să iau luni marți liber, înseamnă că de miercuri până duminică eu am personajele cu mine și sunt actor. Luni și marți îi dau dracu și mă duc și în văd de treabă? Nu există așa ceva. Vă Când puteți să... lep de personaj. Când ai vrut nu. să te faci actor, probabil că ai știut. Dacă n-ai știut, ai fost un prost. Dar dacă ai avut timp să afli că noi nu avem zi liberă. Că noi nu avem decât șansa de a, de a pune în tigaie și a fierbe neuronii continuu. Uh, a, dacă ești însă funcționar, sigur. trebuie să le iei. Un funcționar intră în depresie dacă nu are zile libere. Asta Pe mine a asta... jucat. A juca teatru pentru mine, a juca un spectacol pentru mine, este echivalentul uh, uh, unui concediu. Și eu mă odihnesc când, uh, când joc teatru. Plec de la teatru uh, împlinit și, și bucuros. Când nu joc, sunt uh, crispat. Așa, încât mie personal nu-mi trebuie zi liberă, dar. Fără. Ascultam uh, un interviu cu dumneavoastră, unul dintre. Uh interviurile pe care le-ați acordat și afirmați așa, am avut multe șanse să cad, să mă prăbușesc și n-am fost lăsat. Asta Cine va ridica -a. de acolo? Dumnezeu? Într-un fel, într fel sigur spui că e Dumnezeu. Sunt, sunt oameni care s-au aflat la, la întretăierea drumurilor noastre din punctul meu de vedere, tocmai ca să nu cad. Și din cauza asta m-am trezit într-o într seară cu o durere de grabă uh, ireală și mi-am dat seama că, dom'le, duc în spate o o, o o datorie. Oamenii ăștia au investit în mine într-un fel sau altul, fiecare, știind sau neștiind, vrând sau nevrând chiar. Uh, eu am datoria să transmit mai departe ce, ce știu. S-o sau nu s-o găsi vreo unul care să înțeleagă ceva din ce spun eu? Asta nu mai e problema mea. Eu am fost profesor, am fost și eu dascăl. Vă achitați de această. Da, și prin proiectul Moștenire. Exact. Dar am încheiat cu dăscălia de teatru pentru că n-am avut norocul să întâlnesc niște studenți care să înțeleagă cu cine să o M-am certat cu Bibanul pentru, pentru o studentă. Dar rău de tot, adică. Bibu era I-am uh, uh, luat pe, pe studenții mei, aia pe care i-am băgat eu în institut, uh, cu, cu un uh, eroism feroce, adică nici Bibanu, nici Olga Tudorache, nici Iani Cojar, care, care erau mari profesori ai, ai IATC-ului în vremea respectivă, 84-89, uh, n-au îndrăznit să să mă tragă de urechi, să mă, bă, vinoți în fire, nu fi așa de apucat, mai ascultă și ce zicem noi, că aveam și aveau dreptate, adică știau mult mai bine decât mine. Și practic a trebuit să constat că am greșit, că 99% dintre cazuri am ales eronă. că poate am trimis și în cer acum am trimis acasă copiii care ar fi avut poate un rol în teatru, și am luat pe unii care n-au vrut să facă, n au vrut să înțeleagă și nici n-au făcut. Care au ieșuat, care au eșuat. Deci, eu ca profesor sunt ca statul lui Iohannis, sunt eșuat. Deci -am, nu am motive să, să fiu mândru de generațiile pe care le-am le crescut. -au, eram la un moment dat, la, cred că la imperion, și niște studente se accidentau la orele de, de acrobație. L-a să pe Ion Albu să mă ajute să fie să facă. Și am venit eu la o oră, așa mai pășesc, m-am dus în port și mă uitam de sus. Și ceva nu era în regulă. Și mă duc acolo, cobor în sală și zic, bă, ia, care-i problema de fapt? Că văd că ce pune Albu să facă? Să bată pe o batută și să facă o rostogolire pe saltea. O făcea și bunica noastră era problema. Și au avut curajul. Dom'le, să noi de fapt nu vrem să facem acrobați. Cum nu? Vrem? Păi nu vrem, că noi plătim. Deci era la facultate privată. Și dacă plătim, vă zic, voi plătiți la facultatea asta ca să aveți, cum să cheamă, șansa să vă fiu eu profesor. Să accept eu să vă predau. Un drum. Nu, nu că plătiți să fiți actori, că nu sunteți. Dar din secunda asta nici nu o mai aveți. mi-am dat demisia. V-ați mâhnit. M-am mâhnit rău de tot. Uh, N-am vrut să mai iau de ei. I-am trimis acasă și mi-am dat demisia. Nici nu mai vreau. Dar proiectul Moștenirea e unul pe care l-a îmbrățișat Gilda lază și Ceiteaia și m-au ajutat. Uh, pentru că eu studiez de 15 ani de zile statuia Vivantă. Și o studiez uh, continuu. Inventez continuu câte ceva. Uh, Statuia vivantă făcută de mine acum 15 ani nu mai seamănă cu ce ascultam, Cu ce am acum. Vă ascultam și înțelegeam <coughs> cât de să poate fi o statuie vivantă. A. Noi ne închipuim A. că trecem pe lângă o statuie vivantă, într-o piațetă, da, că e Italia, în e în și... care acolo, ia niște bănuți și îți face cu mâna nouă. Și nu. povesteați câtă încărcătură e este pur, în spatele în unei statui vivante acolo. și cum, spuneați, se exersează până și clipitul. Poate Așa. fi stăpânii clipitul? Bineînțeles că poate fi stăpânit. Din păcate, suntem în, în România unde totul se ia la lejre. Uh, actorii, chiar și ai mei, uh, s-au oprit acolo unde începea să doară. Uh, există un, un uh, Antoniu Santuș, care este un portughez care face statuie vivantă. Nu e actor de felul lui, dar e mare profesionist de statuie vivantă. Ei, el are, are uh, un uh, record omologat de nemișcare de 14 ore. nu clipești, să nu înghiți 14 ore. Omologat în sensul că a stat unul lângă el 14 ore și l-a privit. Dar sunt și tehnici pentru. Sunt tehnici, bineînțeles, prin care se poate Sigur. acoperi, masca mișcarea. Bine, de fapt, nu există, există nemișcare, nu există, nu există e doar crearea iluziei nemișcării, da? Există tehnici care să te facă să o creezi teribil. Adică să-i să, -i, să -i rupi pe ne întrebăm sunt în fața, stând în fața unei statui vivante, ne întrebăm cum rezistă să, să nu aibă nicio reacție. Niciun mușchi al feții nu, se Rezistă, rezi, rezistă și asta încerc să le predau acum. Pentru că statuia vivantă nu e doar ceea ce se vede pe la Rambla sau în Trafalgar Square. E o formă, de, e, e sumum a ceea ce înseamnă teatru stradal. Este forma supremă de teatru stradal. Este o formă de teatru fabuloasă, incredibil. Și noi am ajuns la la niște performanțe de, de necrezut. Uite, acum am scos un, un spectacol în două părți. Se cheamă Românii la Porțile Lumii. Statui de bronz și statui de porțelan, în care vorbim despre marile personalități românești la începutul secolului 20. au fost generația care a avut idealul mari uniri. Dar nu numai asta, că asta poți să spui, un ideal politic, e o chestie. Au, au, abordat, mai cu seamă femeile, au abordat uh, meserii uh, din care n-au putut fi alungate. Smaranda Brăescu, cea mai mare sportivă a lumii, la începutul secolului 20, sare cu parașuta de la 7.200. Bărbații abia îndrăzneau să se arunce de la 6.000. Zanț. Uh, și ea și, ea, ea și povestea, domne, mă aruncam în gol și muream de paimă, se va deschide sau nu se va deschide parașuta? Nici nu se inventase parașuta a doua. Și zice, -a, în sfârșit s-a deschis, eram fericită, priveam îmi dădeam seama că mă apropiam de pământ mult prea repede și că probabil o să mor și că probabil o să... dar nu-mi păsa. Era, era fabuloasă. Fabuloasă. Uh, Victor Babes, uh, căruia i s-a refuzat premiul Nobel. Ăsta a fost unul din cei mai mari savanți ai lumii. Nu ai României. I s-a spus să lucreze în Germania, a refuzat și atunci ăia nu i-au dat premiul Nobel. Ștefania Mărăcineanu, cea care a, a, descoperit radioactivitatea artificială, a asistat stupefiată că premiul Nobel i s-a acordat lui Joliu Curie. Pentru ce? Pentru descoperirea radioactivității artificiale. Mai mult, Rom Filatelia îi face în 2013, cred, un timbru. Scrie Ștefania Mărăcineanu și chipul al cui crezi că e? Marie Curie o eroare care n-a fost îndreptată niciodată. Și mai spui, mai spui că vorbim despre, despre teoria conspirației. Tot ce e român trebuie călcat în picioare, trebuie sfărâmat. Poate dumneavoastră și repară greșelile istoriei. Dincolo de a elogia. Poate că da, nu știi cum, cum se uită lumea la statui. Nu știi ce, ce tulburare i-a apucat pe oameni în parcul Titan când au văzut uh, statul. Pentru că noi acolo povestim, e, e ca la... Eu am nostalgia tinereții uh, uh, mele actoricești și atunci uh, am pus pe bandă, uh, am rostit eu cu glasul meu, ca la teleenciclopedie, informații despre personajul respectiv și după aceea am rugat pe actori să, im să încerce să imite glasurile personajelor pe care le... Să Ana Maria Păslaru imitându-o pe, pe Lucia Sturza Bulandra. Se ridică părul în cap, domeni. este este absolut extraordinar. Acum, însă, trebuie să-ți fac un anunț în direct și eu și Anca ne retragem. Părăsim, părăsim Teatrul Național pentru că, în Teatrul Masca, Masca, pentru că noi credem că am, am, am lucrat în mod cinstit, ne-am îndeplinit misiunea. Că Teatrul Românesc n-a înțeles nimic ce am făcut noi. Îl privește. Voi scrie o carte despre... despre... Am scris-o, dar o să -o, o, -o, re, o, o refac. La început a văzut gestul. Da? O să o refac, să o completez cu ultimii ani, pentru că uh, acea carte se referea doar la 25 de ani din istoria teatrului. Acum o să o rescris, o să o, -o fac completă, pentru că dacă mă las pe mâna lor, cine știe ce mi-a avut uh, urechile. <laughs> Ori uh, această... Uh, experiență este unică în lume să stă cu cinste alături de, de barba uh, <coughs> nu mi-e mi rușine uh, de niciunul din uh, și <coughs> uh, nu cred că ai motive să, cred, să crezi că sunt nebun. Sunt încă, în, toată, în un om în toată firea știu ce vorbesc. Știu ce spun, știu ce experiență am, ce am descoperit, și mai știu că uh, am înființat teatrul pentru că am vrut, plec din el pentru că vreau. Nu, nu aștept să vină firea la. Trebuie să mă afară. Dar retragerea dumneavoastră nu poate însemna și stingerea luminilor în teatrul stradal? Nu. Te se va stinge lumina, poate, în, în discursul de tip masca. Da, probabil că da, pentru că nimeni nu știe să facă ceea ce făceam eu. Dar va veni un, un regizor care va propune o altă soluție pentru teatrul masca. Teatrul masca va merge mai departe într-o altă, într altă variantă. Dar, -al minte, n-a rezistat nimeni în mod real mai mult de 30 de ani. Noi avem 33 de ani. Uh, Sașa Polunin și a și -a închis uh, și, da, și -a închis teatru după după câțiva ani la uh, uh, Meyerhold, la fel și Stanislavski. Și și nu nu a fost chiar mai mult, a durat mai mult, dar dar uh, la un moment dat uh, uh, cum să spun, uh, nici nici nu se compară cât a cât a lucrat Mușkina față de cât am lucrat, am lucrat noi la teatru. Ei, cum ei, să spun, făceau foarte multă muncă absolut superbă și sunt absolut încântat de ori de câte ori recitesc cărțile, cărțile ei sau cărțile despre despre Frex acum e, e un, unul din autorii și uh, Patrick Pesan sunt autorii care au trecut pe la Mnoștina pe la și care acum scriu și sunt, sunt extrem de, de, de interesanți în ce scriu. Dar, uh, uh, domnule, ăia îi înțelegea breas la lor, îi ajuta, sau măcar nu că îi că ajuta, nu le punea piedi. Pe mine au, încercat cât au putut să-mi dea în cap și când, au descoperit că am capotare tare și că mi se rupe de ce fac ei, m-au ignorat. N-am existat. Sigurul care a mai deschis gura așa și a mai construit o, a încercat să construiască o relație dar el era extrem de ocupat, a văzut caramitul. Dar el a venit la Național și a avut un plan senzațional, răspărăria pentru el, să refacă teatrul așa cum era și a izbutit. Că tot el este și autorul faptului că trupa teatrului a intrat în disoluție, asta e altă problemă, da, nu putea, nu putea să le facă pe amândoi. Oameni suntem să fim serioși el. El a murit de epuizare, nu, nu, nu de boală. trupul lui nu mai vrea să mai Urmați dumneavoastră 33 de ani. După 33 de ani renunțați la proiectul Teatru, teatru Masca. Poate că 33 de ani de partimă artistică. Da, da, e seamănă oarecum. 33 de ani este A fost Golgota din... dumneavoastră da, așa, Teatru așa, Masca. Așa. Și acum, când vă eliberați de mască, când coborâți masca, ce replică ați așterne peste viața dumneavoastră de până acum? Nu, nu știu să, să spun. Eu am părăsit naționalul când eram întreprins. Adică eram în forță, eram puternic. În mod normal, dacă nu, repet, dacă nu venea nenorocirea asta din 89, Probabil că generația mea ar fi fost uh, reformatoarea, teatrului. reformatoarea teatrului românesc, dar în orice caz, eram îi uh, mai tari acolo. Nu mai era nimeni ca noi. Um, când am venit la masca, am, uh, am renunțat la a mai fi actor. Actorul din mine l-am pus în cui. Uh, aș zice nedrept, dar asta e. Am descoperit că încă mai, mai, mai pot actor, n-am murit chiar de. Uh, m-a invitat, uh, invitat unii la radio, au construit un proiect, tot cu stilda Lazar, uh, Poltea Părâu. m-a invitat într-un proiect al lor aplauze pentru poet, și am recitat tot mi A plăcut la, la uh, Mi-am dat seama că actorul din mine Uh, uh, n am murit, poate chiar s-a îmbogățit, uh, nu mai vreau să joc. Mă, tot cheamă uh, Cornișteanu să intru într-un că pune, el pune, vă că e, e și el pensionar bătrân de multe vreme, dar i-a apucat, montează, continuu. Nu, no, nu mai am, nu mai am, uh, nu mai am chef. Eu am fost, am fost actor nu pentru că îmi doream să mă întâlnesc cu Gloria. Nu. No. Uh, eu am fost actor pentru că uh, trebuia musai să le zic ăstora cu care m-am întâlnit uh, ceva. Nici eu nu știam ce. Dar trebuia să stau în fața lor și să, să le arăt că dacă, dacă n-ai nimic în cap, dacă nu știi ce vrei să le spui, măcar faci ceea ce ai învățat să faci cu credință, cu dăruire și cu, 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 cu disperare. Și atunci... Probabil că se va naște cândva și discursul pe care ei, speram, îl așteaptă cu atâta, cu atâta nerăbdare. Nu îl așteaptă. Dar eu mi-am mi făcut datoria să, să predic în, în pustiu și mi-am făcut un calcul. Ai mei, ai mei sunt longevivi. Mama și tata au murit la 94 de ani. Pa, poate că ar mai fi putut să trăiască. Dacă, dacă se respectă și am luat cum trebuie genele, mai am vreo 20 de ani de trăc de, de, uh, a venit vremea să, să trăiesc și pentru. Uh, mie, mie dor de, de copiii mei pe care nu i-am văzut crescând, pentru că eu făceam în fiecare weekend la Botoșani să alerg pe câmpii pe acolo, să le fac festivaluri. Uh, mi mie dor de, de, nepoatele mele pe care, care, sunt la Los Angeles și nu le-am văzut de patru ani. Uh, mi mie dor de mor de asta mică pe care mi-a făcut-o Ștefan, care are șase luni și pe care o văd încă nepermis, nepermis de rar. Mie dor de roșiile mele care uh, cu care a, aș vrea să am mai mult timp de, de vorbă. Uh, mie dor de casa mea de la de la provița pe care v-am să o vând, că nu mă pot duce acolo să am grijă. Mă doare sufletul când văd că peste grădina mea de zarzavat s-au ridicat buruienile. Și nu mă pot, cum să spun, nu, nu pot să-mi alung din cap uh, uh, imaginea grădinii mele năpădită de buruieni care se calchează peste imaginea țării mele năpădită de uh, mie, e dor să mă plimb. M-am plimbat cu soția mea de curând la noaptea muzeelor. Ne-am dus să vedem, să vedem și noi ceva și am, am, avut șansa să găsim un bubble tea sau Am băut un, un... Și mergând cu ceaiul ăla pe mână, a, în sfârșit ne uitam și noi pe sus. Și vedeam ce minune de, de oraș. e Bucureștiul ăsta și cât, cât de tulburător de mizerabil este jos, și cum urcă mizeria până la corniște. Uh, da, vreau să zic că o să mă, o să mă, mi-e dor să fac fotografie, mi-e dor să cânt la vioară, mi-e dor să cânt la trompetă, mi-e dor să conduc, vreau să-mi iau o mașină și să umblu prin, prin țară. Uh, eu n-am citit în uh, toată viața mea, bun, poate că te mint acum, încerc să exagerez, dar 90% din lecturile mele sunt în continuare lecturi de teatru. Eu umblu prin bibliotecile lumii, achiziționez cărți și stau acasă și le citesc ca nebun. O dată, de două ori, de trei ori până le pricep. Uh, uh, sigur, uh, am și șansa să, să citesc uh, uh, romane, romane solide, iar japonezii sunt, sunt, constituie o literatură tulburătoare. Uh, uh, arabii iarăși au, au niște, niște, lucruri senzaționale. Câteodată mă, mă regalez și cu lucrul ăsta, dar eu nu mă pot rupe de, de lectura de teatru. Dacă am să mă rup, îți dau telefon și o să zic atunci, nu știu ce dracu se va întâmpla. Maestre, vă mulțumesc și rămânem cu această listă a dorurilor dumneavoastră. Doruri pe care vi le vestinge acordându-vă timp dar Bine. să știți că și teatrului, publicului, îi va fi dor de dumneavoastră. Să-i fie. Să-i fie că merit. Mulțumesc <gri> încă odată. o dată. <gri>